De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Astăzi avem invitații din partea ISO. O să încep cu ședința, dacă cunoașteți proiectele ordinii de zi, cu atașările și completările făcute până acum. Dacă le știți, se punem la vot. Sunt ordinea de zi. Cine este pentru? La unanimitate. Înainte de a începe de intra în ordinea de zi, o să votăm procesul verbal din data de 23 mai, la ședință ordinară. Cine este pentru? La unanimitate. O să intrăm în ordinea de zi, direct cu proiectul, dacă la propunerea mai multor consilieri și dacă se poate cu proiectul nouă, ca să nu ținem invitații mai mulți. Sau, sunt de acord? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării ajustării tarifelor propuse de SECE compania Rocioresc Service S.A., parte din contractul de concesionare pentru generarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de ceuri municipale în județul Bacău. Inițiatorii Victor Aulențu Negin. Domnul secretar, prin adresa Asociației de Dezvoltare Interconectare a ADIS Bacău, se supune spre analiză și aprobare modificarea și ajustarea tarifelor propuse de către SECE compania Rompe Service S.A., parte din contractul concesionar pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de ceuri municipale în județul Bacău. Prin documentele supuse aprobării, Consiliul Local Onești, operatorul își fundamentează noile tarife și propune modificarea acestora conform proiectului de hotărâre ornamental. În urmare a celor menționate, vă rugăm să deliberați, aprobați proiectul de hotărâre format de zonă. Da, deci raportul de specialitate a fost prezentat. Dacă avem discuții, Comisia 1. Aviz favorabil. Și Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe baza proiectului. Am o întrebare la care îmi deja să mă gândiți. Am văzut aici la prețul de ceule reciclabile 703,46 lei față de 456 de ceule reziduale. De ce cele sanitate reciclabile sunt ascunde? Voi răspunde eu și mă va ajuta domnul director. Înțeleg, este o formulă de calcul impusă, domnul director, nu? Și care reflectă reciclarea în sine, dar în realitate populația plătește mai puțin pentru că 55% din preț înțeleg că sunt doar din... Dați-ne dumneavoastră că sunteți tehnic, puteți să ne spuneți mai... Bună ziua, bine v-am găsit pe toți. Explicația este următoarea. Prima dată, aceste tarife, după cum ați văzut și în documentație și în raportul care v-a fost pus la dispoziție de către ADIS, raport făcut de către o terță parte, de către un expert care a calculat tarifele și care a propus tarife diminuate față de solicitarea operatorului, aceste tarife sunt fundamentale raportate la niște cantități, în primul rând. Sunt niște formule de calcul stabilite de către normele ANRSC și de aceea tarifele reciclabile întotdeauna pentru colectare și transport sunt mai mari decât cele de la rezidual, pentru că, de exemplu, la rezidual avem 40 ceva de mii de tone cantitate, iar la reciclabil tarifele sunt raportate la 10 mii de tone. De aici e diferența de preț. Pe de altă parte, OIREP-urile plătesc parțial costul tarifului de colectare și transport, care este aprobat de către AGA-ADIS. Deci, până la urmă, acest tarif nu reprezintă efectiv ca plată suma aprobată. El este aprobat în forma asta pentru că se fundamentează conform legislației și este facturat de operator, doar că parțial aceste costuri sunt acoperite de către OIREP, iar diferența de costuri se acoperă conform fluxului financiar aprobat prin actul adițional 3 la documentul de poziție, care e aprobat și de către fiecare OAT.
Înțeleg, văzând evoluția, înțeleg că odată cu creșterea reciclatului prețul scade. La început era 1400 din câte mi-aduc aminte prețul și în funcție de cât crește... Inițial a fost 2400, ulterior a scăzut la 1400 pentru că, repet, crescând cantitățile, tariful se raportează și cheltuielile la cantități și normal, printr-o raportare aritmetică, se scadă. Și de asta tot ceea ce facem noi este să încercăm să creștem cantitățile de reciclabil, pentru că odată crescând aceste cantități, tariful va scădea constant. Și în legislație și în actul adițional la contractul de delegare spune foarte clar că dacă se modifică un parametru de calcul al tarifului cu 5% și în legislație spune, tariful se renegociază. Adică dacă cantitățile vor scădea, tariful va crește. Dar cantitățile vor crește, tariful va scădea. Bine, am avut o discuție cu domnul director. Vreau să ne reconfirme lucrul care ne l-a spus, care l-am convenit ieri, de să reconfirme în fața dumneavoastră legat de puterile digitalizate care vor fi montate la nivelul celor trei localități din aria operatorului actual și pe noua documentație de licitație. Da, am avut o discuție cu domnul primar și am venit din partea ADI-ului pentru că noi pregătim documentație de licitație pentru nou contract de delegare. După cum bine știți, municipiul Onești a accesat prin PNRR, dacă nu mă înșel, număr de 49 de insule ecologice, tip 1 și tip 2. Acestea vor intra în fluxul de colectare a deșeurilor și vor fi date spre operare noului operator care va fi desemnat în urma procedurii de licitație publică și noi ne-am gândit că diferența de la aceste insule până la numărul de platforme actual care sunt pe raza municipiului Onești, dacă mai sunt necesare suplimentare, asta aparatul tehnic cu domnul primar ne va comunica, să respecte același sistem de colectare, adică varianta insulelor de digitizare acestora să fie implementată și pentru restul de platforme ca să aveți un sistem unitar și să nu ne trezim că o parte din cetățeni pot aplica principiul, vor plăti conform principiul legal plătește pentru cât atunci și diferența nu poți să o aplici. Să ne trezim cu aceste insule că cei care trebuie să plătească și sunt contorizați se duc la celelalte platforme. Dar luni am convocat pe această temă, pentru că trebuie prins în caietul de sarcină, am convocat o întâlnire cu președinții de asociații pentru a face o centralizare exactă pe fiecare insulă actuală, să știm cu cât suplimentăm, că noi avem niște insule de o anumită dimensiune câștigată finanțarea, dar pe fiecare zonă, în funcție de persoanele arondate la insula respectivă, trebuie să suplimentăm cu alte recipiente digitalizate de la nou operator, care le va aduce nou operator pentru a putea aplica acest principiu de care vorbea domnul director, plătește pentru cât arunci. O mențiune, dacă mai îmi permiteți. Toate aceste, vreau să fie toată lumea conștientă, că toate aceste dotări care se prevăd în documentația de licitație a fi aduse de către nou operator care va câștiga licitația, se vor amortiza din tarif. Dar nu cred că există altă variantă de funcționare a serviciului în condiții legale și optime decât aceasta pe care am discutat-o și v-am prezentat-o domnul primar acum și care am spus noi că ar fi ideală să fie implementată. Ce vreau să completez este că ajustarea acestor prețuri nu va influența taxa, taxa este aprobată de la începutul anului, este luată în calcul ajustarea, o știam de anul trecut. Noi față de alții suntem liniștiți, sunt primării care nu și-au ajustat la momentul respectiv și acum e greu de... La nivel de Onești nu avem probleme cu încasările, nu avem probleme cu a subvenționa în perioada următoare plata bunurilor la nivel de Onești. Exact legat de această chestiune pe care ați menționat-o la final, voiam să intervin și eu. Voiam să întreb dacă această modificare a tarifelor va influența taxa de salubrizare pe care o vom vota la finele anului odată cu taxele și impozitele locale. Adică dacă va exista un efect asupra cuantumului taxei pe care știm că anul trecut am majorat-o cu 30%. Răspund eu.
creșterea, din discuțiile care le-am avut, la cât se reciclează la momentul actual, creșterea este undeva una cu alta, cam 37%. Noi am crescut taxa anul trecut cu 30%. Dacă se va merge pe o reciclare bună și se va crește colectarea selectivă, sunt șanse foarte, foarte mari să nu fie 30%, pentru că facturile cresc în funcție de cât se reciclează sau nu. Dacă vom convinge populația să recicleze, încă o dată spun și am explicat de foarte multe ori, pentru că se ridică, foarte multe persoane din Onești au ridicat problema că deșeurile reciclabile se pun în aceeași remorcă, ele se reciclează la bandă. Se duc, eu am fost la centrul de reciclare, ele se sortează, intră din nou pe bandă. Pentru că și dacă ar fi intrat separat, le-ar fi ridicat separat, tot pe la bandă ajungeau, pentru că bidoanele galbi-alverzi se pun la bidoane verzi, docuri la docuri, nailon la nailon, nu sunt, ele mai intrau o dată. Plus că nu toți aruncă unde trebuie, adică te trezești la hârtie cu plastic, tot s-ar fi, dacă va crește, din discuțiile care le-am avut, dacă va crește colectarea selectivă, atunci clar se va ridica selectiv. Dar, încă o dată spun, ce se ridică selectiv, merge la selecție, alea sunt deșeuri reciclabile. Ele se sortează, una e să alegi dintre murători hârtia sau plastic, alta e să alegi dintre hârtie și plastic. Aș mai avea încă o chestiune pe care aș vrea să o întrebare pe care aș vrea să o adresez reprezentanților ADIS. Aș vrea să întreb dacă există totuși o strategie pentru a crește cantitatea de deșeuri reciclabile pe care le colectăm de la populație, că înțeleg că există un interes destul de crescut în direcția asta. La Onești nu prea am văzut campanii în acest sens și cred că dacă avem interesul de a scădea taxa de salubrizare, cred că ar trebui să avem, să depunem un efort comun pentru a crește cantitatea de reciclabil pe care o colectați de la nivelul unității administrativ-teritoriale. Dacă îmi permiteți să răspund, avem o strategie în sensul ăsta. În bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul ăsta pe care l-ați aprobat și dumneavoastră, la capitolul de campanie de conștientizare, am trecut niște sume importante, în anii trecuți n-au existat aceste sume, dar m-am gândit că sunt importante și trebuie să facem aceste campanii tocmai pentru a ne atinge țintele și noi și prin noi și inclusiv fiecare OAT care face parte din asociație. Doar că aceste campanii se fac împreună cu autoritățile locale și noi avem disponibilitatea să participăm și să facem o gândire împreună cu autoritatea locală și cu împreună cu aparatul tehnic sau suntem la dispoziția domnului primar. Resursele putem să le alocăm atât noi, asociația, cât și primăria. Avem o strategie în sensul ăsta, de exemplu, la municipiul Moinești, împreună cu autoritatea locală, s-au făcut destule campanii și se fac în continuare. Operatorul, la rândul lui, în fișele de fundamentare, are niște cheltuieli pentru aceste campanii și el trebuie să participe la aceste campanii împreună cu autoritatea locală și cu ADIS-ul. Dar ceea ce vreau să subliniez eu și să fie foarte clar pentru toată lumea, eu cred că, văzând istoricul acestui serviciu de la începutul acestui contract și până în data de astăzi, oricâte campanii vom face, nu este rău să le facem și le vom face și avem o strategie în sensul ăsta. Această problemă a colectării selective se va rezolva fix în momentul în care vor intra în utilizarea insulei ecologice digitizate. Pentru că atunci fiecare cetățean va avea cartelă și va fi contorizat și va plăti pentru cât aruncă. Eu cred că nu putem conștientiza cetățeanul decât în două feluri. Amendându-l sau taxându-l, scoțându-i bani din buzunar. De aceea a fost implementat prin lege, plătește pentru cât arunci. Sau stimulându-l să conștientizeze. Va conștientiza în momentul în care va vedea că te aruncă rezidual foarte mult și atunci plătește foarte mult și văzând că plătește foarte mult, atunci va selecta din rezidual ce este bio și ce este reciclabil. Lucrurile se rezolvă de la sine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem campanie și avem toate deschiderea și le vom face cu siguranță. Dacă puteți să ne vorbim. Acest lucru ar fi trebuit pornit de mai demult. Noi am mai ridicat problema și cu operatorul care funcționează în oraș. Faptul că se strâng, exact cum a spus și domnul Cunoaș, că știm cu toții gunoaiele reciclabile se strâng la un loc,
îi demotivează pe oameni să le strângă selectiv sau să le pună selectiv. Și acest lucru trebuie început probabil în aceste insule și prin metode de sprijin financiar sau taxând financiar a face sau nu face o operare selectivă, eu zic că pe viitor. Acum, dar probabil că această activitate, dacă s-ar făcut din timp, probabil că era mai ușor. Un exemplu îl dau la Uitus, o comună apropiată nouă, au crescut selectivul și le-a scăzut asta. Da, la Uitus e o implicare foarte bună a primarului acolo, la Onești nu există o implicare a autorității locale. Haideți să facem distinție între o primărie de oraș și o primărie de comună, unde oamenii se cunosc și există alte reguli, și față de zona de oraș unde există condominii și nu pot să contorizezi ce se întâmplă la condominii. Haideți să facem distinție între sacul pe care ridică primarul de la Uitus din fața porții și poate să-i atragă atenția cetățeanului că nu a selectat deșeurile corect, și față de autoritatea locală de la Onești, care are 7 sau 5 sau câți polițiști locali care nu pot acoperi, că nu-i omenește să le poți acoperi toate platformele și să le monitorizezi constant. Și să vă și explic de ce... O secundă, lăsați-mă să termin, vă rog. Să vă explic de ce colectarea pe două fluxuri în contractul actual nu se poate face la reciclabil. Pentru că odată documentația de atribuire din 2014 sau de când a fost ea făcută și aprobată în Consiliul Local, n-a fost făcută în forma asta, contractul nu există în forma asta și abia din 2025, conform legislației, avem obligația să avem două fluxuri de colectare la reciclabil, adică trei, de fapt, cu sticlă, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. Dar gândiți-vă că fiecare acest flux implică niște costuri suplimentare. Colectarea în momentul de față a deșeurilor reciclabile în amestec reprezintă o soluție economică și financiară de sustenabilitate a contractului. Noi nu vrem să creștem taxa, vrem să păstrăm costurile serviciului în zona rezonabilă ca să nu avem o presiune pe cetățean pe taxare și vrem servicii defalcate cât mai multe. Toate aceste lucruri costă. Noi trebuie să gândim și să le ținem în echilibru. Pe noul contract, în documentația de licitație pe care veți avea în aprobare în Consiliul Local, se prevăd fluxuri de reciclabil conform legislației, adică separat. Dar s-ar putea să ne trezim că nu este rentabil economic după prima contractuală. Asta vom vedea. E în funcție de cum se va comporta populația. Și se vor lua decizii ulterior pe contract. De asta am spus că era bun de pregătit de timp. Haideți să vă zic ce am înțeles eu. Deci din tariful de reciclabile de 703 lei, jumătate de acolo, îl primiți de la fondul de mediu, mă rog, de la autoritatea pe care ați zis-o dumneavoastră. Se la mine. Ok. Îl primiți de undeva. Asta înseamnă că jumătate din acel tarif nu intră în costurile taxe pe care luăm cetățenilor disciplionești. E corect ce spun? Taxa pentru serviciul de salubrizare pe care o plătesc cetățenii municipiului Onești, conform și toți cetățenii din OAT-urile care fac parte din ADI, se alocă pentru plata reziduală, așa cum a fost ea gândită și flusul financiar în actualizarea al treilea document de poziție, care, de repet, l-ați aprobat în hotărâre de Consiliu. Da, ca și idee, pe factură nu apar decât reziduare. Factura care se emite către primărie, n-am înțeles nicio prea bine unde se duc diferența, de unde se achită, dar pe factura către primărie, clar, nu apar decât... Toate aceste lucruri sunt explicate și dacă vreți să discutăm pe la, putem să reluăm actul tradițional pe care, repet, a fost aprobat și putem să discutăm în comisii ca să înțelegeți sau aparatul tehnic la... Oricum, din câte am înțeles, ele se pun într-un coș comun. Adică cu cât colectăm noi selectiv mai mult, ele se duc în coșul județului sau în coșul întregului... Ideea acestui mecanism financiar este că cei care nu colectează selectiv deloc plătesc selectiv pentru cei care colectează. Îi subvenționează cumva între ghilimele și îi stimulează pe cei care colectează selectiv. Da, dacă mai sunt discuții, nu. Deci supunem la vot proiectul nou. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut.
Să mulțumim, permiteți-ne să ne întoarcem, vă dorim spor la treabă. Pot să intervin și eu în... Tot am venit pregătit la... Domnul Pașcu, în 2018, când domnul ministru era director adjunct executiv la ADIS, care era punctul de vedere de a susținut majorarea la vremea respectivă și acum... Să știți că am trecut la noua etapă, eu spun Noul Testament, știți cum ați sunteți cu Vechiul Testament, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Eu sunt la partea cu obrazul, domnul primar, să știți. Deci s-au schimbat pe... Ok, mulțumesc. Să știți că inițial vreau să votez împotriva proiectului. Când vă mai explicați, lor... Felicitări. Trecem la proiectul, nu? Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, modificările limită intra-plan, construire locuințe individuale, anexă gospodărească și branșamente unități în strada George Ionescu, numărul 11A, municipiul de Zbata, Uniția domnul secretar. Cerea depusă în cadrul instituției, domnul Reideanu Cornel, în calitate de inițiator al documentației de urbanism, solicită aprobarea în Consiliul Local a documentației plan urbanistic zonal, modificare limite intraviral, construire de locuințe individuale, anexe, gospodărească și branșament de utilități în strada George Ionescu, numărul 11A, municipiul Ionești. În lucrarea proiectului de locuințe este necesară introducerea unei suprafețe de 839 metri pătrați în intravilan și schimbarea funcțiunii din zona terenului agricole în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare. Documentația de urbanism este structurată și elaborată conform normelor metodologice și a legislației vigoare, fiind însoțită de toate avizele și acordurile prevăzute de lege și solicitate prin certificatul de urbanism. Urmarea celor menționate, vă rugăm să deliberați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. La partea de specialitate a fost prezentat, are cuvântul comisiei, are cuvântul comisia numărul 1. Disfavorabil. Comisia numărul 2. Favorabil, spun. Și comisia numărul 4. Favorabil. Supunem la vot proiectul. Discuții, dacă să... Vreau să-ți arăt o parte și la vot. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Proiectul a trecut. Deci, la proiectul numărul 2 este cu vot secret. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului Munteanu Mihai Jurgen din municipiul Onești, în vederea acordării cheltuielilor necesare pentru efectuarea unei investigații chirurgicale. Domnul secretar, aveți. Cererea depusă la Sediul Direcției Generale de Asistență Socială, domnul Munteanu Mihai Jurgen, domiciliat în municipiul Onești, a demonstrat un moral logic pe Ion Stân, a solicitat acordarea unui ajutor financiar de asistență pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru intervenții chirurgicale. Ținând seama costurilor foarte ridicate în aceste intervenții, de cum se fac că obiectivele comprese sunt considerate considerabil insuficiente, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantului comisiei de specialitate, realizează comisia numărul 1. Adis favorabil. Și comisia 3. Favorabil. Și numărul 4. Comisia 4. Discuții pe marginea proiectului. Am eu o întrebare de gândită. Domnul secretar, de ce este vot secret? Nu votăm persoană, votăm o ajută pentru persoana respectivă. Da, și eu zic, uite, vot secret aici, dar... Da, nu e problemă, dar noi facem vot secret. Nu e nicio chestie. Da, dar e un vot, un ajutor pentru o persoană. Nu o numim într-adevăr, da. Nu, să vă mulțumim pentru vizionare.
puteți să vă dați de modalitatea de votare și de asta este. Eu vreau să votăm modalitatea de votare. Deci am venit votează, s-au conformat indicației secretarului, nu? Nu, dar nu e fiind de multe ori e excesiv, dar nu stăm și ne gândim, că într-adevăr e excesiv. Nu am de vreo și nu știu. Thank you.
Trecem la proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu proprietate municipiului Omul, situat în imobilul din strada Florilor numărul 1, către Asociația Bucuria Celor Necăjiți, municipiul Onești, cu destinația sediu. Inițiator Ghinea Victor Laurențiu. Domnul secretar, vreți cuvântul. Asociația Bucuria Celor Necăjiți este o organizație non-guvernamentală care a luat ființe care au nevoie de ajutat pe cei cu situații materiale precare, de a ajuta copiii orfani să se integreze în societate, pe cei nevoia să meargă la școală, de ajutorarea bătrânilor, bătrânilor și a bolnavilor. Având în vedere solicitarea Asociației Bucuria Celor Necăjiți, prin prezentul proiect de hotărâre, se propune închirierea unui spațiu cu destinația de sediu, strada Florilor numărul 1, pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții, conform obiectivelor statutare ale asociației. Asta de ceilalți domnul, vă rog de liberat să aprobați proiectul în formă prezentată. Raportul despre ce a dat raportul a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și numărul 4. Favorabil. Da, dacă sunt discuții, vă dă punctul. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Ca unanimitate. Proiectul 400. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind preluarea unor mijloace fixe cazane din administrația Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Guta Onești, în administrarea Consiliului Local Onești, trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al municipiului Onești și scoaterea din funcțiunea acestora. Inițiatorii Mihina Victor Laurențiu, domnul secretarul de Având în vedere adresa Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, prin care se comunică faptul că numai proiectului de reparații capitale la aterizare și eficientizare energetică, care include și modernizarea centralei termice, cazane existente vor fi înlocuite cu echipamente noi, reprezentare se propune preluarea acestor cazane în administrarea, din administrarea spitalului, în administrarea Consiliului Local Onești, trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat și scoaterea din funcțiune. Față de cele arătate, vă rugăm de liberat să aprobați proiectul în formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Da, favorabil. Trecem, dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Da, aș dori să vă anunț că nu particip la vot. O să fac două precizări. Voi avea aceeași decizie și pentru celelalte proiecte ce țin spital la această ședință, cel puțin. Mai sunt câteva, cu precizarea că voi face acest lucru strict la proiectele care le, personal le prevăd că vor trece și unde nu sunt probleme de quorum. Vă mulțumesc. Domnul Cimpeșu? Nici eu nu voi participa la vot, ca aceea situație. Până la vot, cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România în anul 2023. Inițiator Mihina Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar. Municipiul Onești este membru în Asociația Municipiilor din România, cuantumul cotizației de membru al Municipiului Onești, conform hotărârii numărul 2017, aprobată de Adunarea Generală a Municipiilor din România, care stabilește la articolul 1, începând cu data ianuarie 2019, cotizația datorată de municipii sectoare municipiului București se calculează după formula 0,5 lei locuitor anul, numărul de locuitor raportat de Institutul Național de Statistică la ianuarie anului anterior, cele din care se datorează cotizația. Urmarea celor funcționari, le rugăm de liberat să aprobați proiectul în doamna prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Atins favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Proiectul a trecut în anumitate. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor sesiunii de selecție din anul 2023 a proiectelor, programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Onești. Inițiator Mihina Victor Laurențiu. Domnul secretar.
Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, intrate problemele de interes local, potrivit codului administrativ, implementare și stabilirea programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități neprofit și de interes local. Văzând necesitatea aprobării listei sesiunii de selecție din anul 2023 a proiectelor și programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Ionești, astfel cum au fost evaluate de către Comisia pentru evaluare și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești alocate pentru activități non-profit de interes local. Față de celelalte, vă rugăm să deliberați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specializare al proiectului a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul 7 începem cu amendamentul. Nu? Da? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli a municipiului Ionești pe anul 2023. Inițiator, Lenghina Victor Laurențiu. Avem în vedere punerea de fundamentare pornite de Direcția de Dezvoltare Locală, Serviciul Accesare și Implementare Proiecte, prin care se solicită modificarea listei de investiții prin introducerea obiectivului de investiții, lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare, liceul tehnologic pentru fonduri corporate și LC, modificarea necesară în contextul semnării contractului de finanțare, având ca sursă de finanțare fonduri nerambursabile, PNRR, respectiv modificarea listei de investiții prin introducerea obiectivului de investiții modernizarea calatușului DM11, din categoria 3 a municipiului Ionești, județul Bacău, modificare necesară în contextul semnării contractului de finanțare, având ca sursă de finanțare fonduri nerambursabile din bugetul stat, precum și multe altele. Ținând cont de cele arătate anterior și în conformitate cu prevederile codului administrativ, rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Da, prezentare amendamentului față de proiectul inițial. Au fost modificate anexele 1, 2, precum și anexa 11 din bugetul de venituri și cheltuieli și 12 din bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexelor prezentate. Mai multe întrebări în ce constă, dacă aveți nelăbăriri, v-aș putea să vă adresați colegilor de la Direcția Economică și de la Direcția Dezvoltare Locală. Da, legat de radar, puteți să spuneți, a spus în amendament, o formă de buget. Și era altă formă de buget pe 2012. Prin ce diferă? În amendament ne-ați dat o anexă cu bugetul pe 2023, iar în rat s-a schimbat. Singura diferență, dacă îmi permiteți, vă rog. Cei de la spital ne-au adus actualizarea bugetului pentru reparații capitale. Analizând documentația, este pe ordinea de zi actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificărilor legislative. A fost necesară o suplimentare a valorii de 230.000 pentru a putea să, de la bugetul local, pentru a putea să ducă, să implementeze acest proiect. De asemenea, a doua modificare majoră tot pentru spital, a fost necesară suplimentarea de la bugetul local pentru a putea să implementăm acest proiect. Avem un proiect de îmbunătățire și răspunsul la criza COVID. Efectiv se schimbă sistemul electric și de fluid de la spital. Cheltuiala de bază nu a fost o cheltuială neeligibilă, însă diferența de la cererea de finanțare la valoarea care a rezultat din proiectul tehnic este de 891.000, diferență rezultată ca urmare a modificărilor legislative. Au fost norme tehnice care au impus proiectantului actualizarea devizelor și modificarea soluției tehnice în așa fel încât se poate să fie aprobată de verificator. Aceste modificări legislative au impus anumite lucrări suplimentare care trebuie să fie suplimentate de la buget pentru a putea fi
efectuate. Termenul de realizare este 31 decembrie 2023, ceea ce a dus la propunerea pe care am făcut-o astăzi în fața dumneavoastră de aprobarea modificării listei noastre de investiții pentru a putea să suplimentăm aceste valori. Am înțeles. Asta. Fac o precizare. Inițial, amendamentul avea o anexă 1. Colegii de la Direcția Economică Financiară Serviciu Contabilitate au realizat că au făcut o greșeală. Și am venit cu această erată și am refăcut anexa 1. Da. Domnul director, ne puteți ajuta? Da, a fost o reactualizată respectivă anexă și am pus-o pe cea. S-a lucrat și s-a lucrat pe mai multe variante și documentele date de consultant și de proiectant pentru cele două proiecte, ca să picăm la virgulă pentru este au dus la... Au valori diferite de asta. Titlul era același, dar valori diferite. Da. Am primit acum jumătate de oră și... Au fost mai multe drafturi pe care s-au lucrat și de câteva zile se tot lucrează și când s-a dat. O anexă greșită. Cert este că atragerea de fonduri europene ne responsabilizează și pe noi și trebuie să venim cu sume suplimentare. Astăzi avem 1.100.000 aproximativ de la bugetul local. Vor merge către susținerea proiectelor ce vor să implementează, urmează a fi implementate la spital. O sumă care nu este mică pentru bugetul local, dar este obligatoriu să o punem ca să putem duce aceste proiecte mai departe. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții pe imaginea proiectului, foarte bun. Nu voi participa nici la acest dat. Și domnul Cimpeșor, pe aceea. Să punem la vot. De ce bani și eu, dacă ești membru în consulență trească, dar... Se supunem la vot proiectul cu amendamentul. Se supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Se supunem la vot proiectul cu amendamentul. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor obiecte de inventar, coșuri de gunoi, către sece domestice. Asta e nou. Da, post 7. Scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Constanța, ce a fost aprobată de hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 18.04.2017, inițiatorul Lighină Victor Laurențiu, domnul secretar. Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Constanța, prin care s-a la cunoștință faptul că nu vom modificări legislative cu privire la forma actului fost constitutiv cadru și a statutului cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, este necesară să modifica și actualizat statutul Asociației de Dezvoltare Apa Canal Constanța conform documentelor noastre. Având în vedere cele menționate, legătura cu deliberarea a apelat subiectul în forma prezentă. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentat Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și numărul 4. Gigi. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru? Anumitatea pentru proiectul. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor obiecte de inventar, coșuri de gunoi, către sece domeniul public și privat Onești S.A. și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 17054/18.08.2010, partea contractului numărul 16.086 din 18.08.2010, de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat. Inițiator, Medina Victor Laurențiu, primar. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, propunem darea în administrare a unor obiective de inventar, coșuri de gunoi achiziționate de municipiul Onești prin contract de furnizare către 10 domeniul public și privat Onești S.A. și încheierea adițională a contractului de delegare a gestiunii. Având în vedere cele menționate, ne dăm deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat, care are cuvântul de reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt discuții, supune la vot proiectul. Cine este pentru? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor acte adiționale la contractele de închiriere pentru spațiile cu destinații de locuințe, ANL, și cele cu destinații de locuință sociale. Inițiator, Nidina Victor Laurențiu, primar. Aveți cuvântul, vă rog, secretar. Având în vedere necesitatea modificării contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația locuință ANL și cele cu destinația de locuință socială în vigoare, în sensul eliminării obligațiilor locatarilor privind calculul și încasarea cheltuielilor pe judecătorilor și penalitățile de întârziere de către direcția bază sportivă și promovativ, ca urmare a obținerii situațiilor financiare ale municipiului legii de camere de conturi și a recomandărilor scrise în minuta ședinței de închiriere, cu privire la modul de evidență și administrarea cheltuielilor cu utilităților calculate prin locuințele ANL și locuințele sociale, au fost stabilite măsuri de reziliere a contractelor încheiate de municipiu cu furnizori de utilități pentru punderea de consum a telecomunicațiilor închiriate, drept pe care se propune analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre format de raport. Iar raportul de specialitate la proiect a fost prezentat, are cuvântul reprezentat Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Și aici este un amendament. Am să prezint amendamentul. La anexa numărul 1, modelul contractului, actului adițional la contractului de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe, ANL, punctul 3, se modifică și la următorul cuprins. Litera A, articolului 8 de la capitolul 4, obligații ale părților, se modifică și va avea următorul cuprins. Se plătească la termen distanțiv toate cheltuielile privind întreținerea, repararea, exploatarea locuinței, a bunurilor de folosință comună, întreaga chirie, respectiv penalitățile aferente, precum și toate serviciile de care beneficiază cadrul clădirii, care locuiește apă, energie termică, energie electrică, gaze, sanitate, pentru care au fost încheiate convenții individuale de furnizare, precum și daunele pentru toate fabricile funcționalite, bunurilor închiriate, folosinței comune, corespunzătoare perioade în care au ocupat locuința până la predarea voluntară a acestuia sau până la executarea efectivă a hotărârii de evacuare. Discuții pe marginea amendamentului dat să nu. Dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Unanimitate, amendamentul a fost votat. Discuții, acum votăm proiectul cu tot amendament. Cine este pentru? În proiectul 12 diverse lăsăm la urmă. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 240 din 1 septembrie 2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ănești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ preuniversitar din municipiul Ănești pentru anul 2022-2023. Inițiator, Nidina Victor Laurențiu, domnul secretar. Prin adresa înregistrată la primăria municipiului Ănești, domnul Grămanu Adrian Ionu, solicită demisia de capitolul de administrație liceului program sportiv Nadia Comunici, numită continuare în calitate de membru ca reprezentant al Consiliului Local, conform hotărârii Consiliului Local 240/2023. Cu propunerea desfășurarea activității liceului cu programe sportive, este necesară înlocuirea acestuia cu o altă persoană care să reprezinte Consiliul Local sau Consiliul de Administrație a unității menționate. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să faceți propunerea sau nominalizarea persoanei respective și să analizați, să aprobați proiectul de format. Da, raportul de specialitate cred că a fost prezentat. Cuvântul reprezentatul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Propunere. Având în vedere, îmi permiteți o propunere, o sugestie, având în vedere că la începutul mandatului, atunci când a fost analizat, știu că au fost negocieri sau discuții politice, cred că cei care l-au venit pe domnul Găman ar fi acum să-și propună o altă persoană. Nu știu cine l-a propus, pentru că eu n-am avut acces. L-am propus, dar nu avem o propunere acum. Poți să pot urmă. Mm.
să fim propuneri pe care vreau. Asta e vreți două minute pauză? Da, vreți două minute pauză? Atâta cum cât era de la USR, cred. Era din cota lor de aia. Da, da, da. Propunere, deci poate să propunem. Bun, dacă renunța, da, 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 asta am spus. O mică pauză și mică pauză și propunere. Da, și eu îi lasă. Să vă rog un număr de telefon să lăsați la, pentru să transmită la școală de trafic ovocat. Și câți ani ai? Poza de trafic. Propunerea s-a făcut, dacă nu se discuți. Până la tot, vot secret. Da, e vot secret că aici chiar e vot la persoane. Dacă nu se întâmplă, nu știți la început, până era. Nu, 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 nu
Votul valabil este pentru 90 și pentru abținere. Cine știe camera? Acolo sunt ei. Dumirim și noi care o facem. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului legal de uz și servitude către SCE de gaz Gridesa asupra unei suprafețe de teren aparținând în municipiul Rănești, județul Bacău. Inițiatorul de mine, Victor Laurențiu, primar, domnul secretar. În adresa neîncrată de către SCE de gaz Gridesa se solicită acordarea dreptului de uz și servitude asupra unei suprafețe de teren aparținând în municipiul Rănești, întreaga durată de existență a construcției energetice, în realizarea de lucrări specifice în municipiul Rănești, respectiv creșterea capacităților rețelelor electrice de distribuție de municipiul Rănești și reducerea de 100 kW în stația Rănești Cestru, volum 12, raport linie electrică, aeriană, 114 kW. Primarea celor menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre conform rezultatului. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul Comisia pe 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții ce mai am prezentat? Acolo sunt discuții, supunem la vot. Proiectul 5 pe 1. Unanimitate, proiect a trecut. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 61 din 28.02.2022, aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19, prin lucrări specifice la instalațiile de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Inițiator Medina Victor Aurițiu, domnul secretar, aveți cuvântul. Având în vedere finalizarea documentației în bază de proiect tehnic de obiectivul ce a fost menționat, actualizarea valorilor din serviciul precum și actualizarea de valorilor din serviciul general, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aprobarea proiectului tehnic și a surselor de finanțare din contractul de finanțare pentru lucrări de modernizare, instalații de fluide medicale și instalații electrice interioare la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Părbărim că vine în sprijinul cetățenilor orașului și vom face în asigurarea unor condiții optime de asistență publicală și siguranță funcționare a instalațiilor publicale, vă rugăm de liberați și aprobați proiectul în care m-a prezentat. Raportul de specialitate al proiectului a fost prezentat, care e cuvântul procurorului reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Poftiți, domnul Arnaud. Nu, domnul Cimpoiștiu. La fel și eu, până la următoarea. Eu voi renunța la banii pe care îi încasez, dar 100 de lei pe lună sau 110 lei pe lună și eu am anunțat că voi renunța. Acum să vedem ce soluție se va găsi, să nu mai primesc bani de acord. Atunci nu mai am nicio problemă. Eu cred că nu funcția, nu banii, mă rog, faceți cum credeți. Următoarea mea este funcția. Luați banii că nu rezolvați problema. Nu-ți da banii de la asta. Deci supunem la urmă proiectul. Acum mai sunt discuții. Cine este pentru? Da, trecut la trecut. Oricum înțeleg că legislația este schimbată, dar înainte, parcă nu e chiar așa de grav. Nu, legislația există o hotărâre de anul trecut, subtil, în care, într-adevăr, e menționat că bugetul, deci acolo unde se votează bugete și tot la o instituție publică, dar e discutat așa. E foarte interpretabil. Da. Și dacă stăm și ne uităm la jurisprudență, e cam strânge în spate. Pe jurisprudență, nu am. Nu cere un vot de director de prefectură sau că de cine votă reportul? Da, deci am terminat cu proiectul. Trecem la proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 84 din 13 mai 2019 privind reactualizarea proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea actului adițional numărul 4 la acordul de parteneriat numărul 48 din 122 din 3-10-2017 cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorul Medina Victor Laurențiu, secretarul de spate.
Având în vedere necesitatea soluționării probleme legate de starea fiecarei infrastructurii spitalului municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Orbiști, executivele efectuate măsuri necesare, readmiterea acestea prin atragerea de fonduri nerambursabile și încheierea contractului de finanțare 22, proiectul cu reparații capitale și eficientizare energetică spitalului municipal Sfântul Ierarh. Ați venit și reprezentat, vă rog de liberat, capitalul din Sfântul Ierarh. Raportul despre ședința trecută a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Și numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Nu votați, nu? Da. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Da, fără cei trei. Unanimitate. Trecem la 12 la diverse. Dacă are cineva ceva la diverse. Domnul Nicu, Andronaiti. Așa, ca să existe o lămurire a situației cu neparticiparea la voturile legate de anumite proiecte. Acum a venit vorba astăzi de proiecte legate de Spitalul Minunești. Care este situația membrilor suplenți, așa ca și opinia domnului secretar? Membru suplent, dacă nu participă la ședințele, din punctul meu de vedere, nu este incompatibil dacă nu participă la ședințele Consiliului de Administrație. Deci, el este membru suplent, n-a participat, nu este. Dar dacă astăzi votează Consiliul Local și săptămâna viitoare sau peste o lună, participă, devine incompatibil. Deci îmi dau tot interesul, chiar dacă sunt membru suplent, dar dacă președinte acum, nu? Asta înseamnă că dacă săptămâna viitoare, peste o lună sau două, eu știu când va fi, cu privire la proiectele pe care s-au votat astăzi, cel puțin așa interpretez eu, ar trebui ca membru suplent să nu participe, să abține la acel consiliu de administrație. Membru suplent apare în ședință în momentul în care membru plin nu poate să meargă. De ce mă solicit omii? Păi și dacă nu mă duc, nu avem o ședință. Da, se poate intra într-o incapacitate, că... Ce vorba? Da, e... Stați, că orice minunii ține 3 zile, mai lăsați așa, nu se reglează. Da, niciodată. Dacă mai sunt discuții. Eu vreau să vă reamintesc că astăzi este ultima zi de depunere a declarațiilor de avere și de interese. Eu aș avea mă punctăm că este doamna Munteanu în sală. Pun întrebarea pentru că la rândul ei am primit-o de la mai multe persoane care au formulat cereri pentru concesiuni. Sunt blocate concesiune de jumătate de an și toată lumea așteaptă să se încheie contractele de concesiune. Ce facem? Înțeleg că domnul Chiriac a dat răspunsul de care era nevoie pe legea 10. Nu știm unde sunt blocate. Cred că sunt blocate la rol agricol. Nu știm ce se întâmplă. Efectiv, sunt 6 luni de zile. Nu știu cum se percepe. Cred că se percepe persoanelor care au formulat cereri taxă pe ocupare loc public fără drept, bănuiesc la acest moment, nu? Sunt cazuri. Sunt situații. Adică, cred că ar trebui să ne aplecăm asupra acestei situații pentru că nu este... Trenează de... Cred că sunt 6 luni de zile. Nu știu, cred că doamna... Munteanu ne poate spune, ar trebui să acordăm un piculeț mai multă importanță. Sunt foarte mulți antreprenori care sunt, cum să zic, extrem de deranjați de această situație. Și chiar nu este culpa lor, apreciez că este o culpă a aparatului administrativ, o culpă. Ori nu știm să rezolvăm situația, ori nu ne dăm silința să o rezolvăm. Nu știu, efectiv nu știu, că am stat de vorbă în nenumărate rânduri, atât cu doamna Munteanu, am fost și am vorbit cu domnul Obrinteschi, am vorbit și cu domnul Chiriac și cu domnul secretar. Și tot nu se găsește o soluție pentru a se ajunge la încheierea contractelor. Soluția este, înțeleg că trebuie făcute foarte multe verificări. Comisia tehnică pentru legea 10 nu a definitivat verificările și nu poate elibera adresele precum care trebuie. Sunt șanse să finalizeze aceste verificări? Nu am un răspuns de la ei în acest sens. Să înțeleg că avem o comisie tehnică constituită, da, pentru a se face astfel de verificări. Sigur, sigur. Dacă îmi permite să vă explic eu, ca să înțeleagă toată lumea lungă. Undeva la nivelul 2017-2018, au fost finalizate toate notificările de legea 10 pe municipiul Ionești, pentru că aveam un termen limite. Și a fost trimise către autoritatea de restituire a proprietății. Ulterior, acum de câteva luni de zile, s-au întors vreo 45 de dosare, 46 total la un moment dat,
în care au mai solicitat cei de la ANPP, unele documente, completări și așa mai departe. O părere personală, cei de la NRP nu au bani să dea pe fondul proprietatea și face ping-pong cu dosarele de la autoritățile locale, nu numai la noi situația, și mai în toată țara. Din acest moment există, eu știu, știți foarte bine, pe legea 10, orice concesiune, vânzare, închiriere pe bunurile solicitate pe legea 10 sunt unele de drept. Oricât de mult am vrea să-i ajutăm, cred că mai mult importăm pe oameni. În acest context există o comisie tehnică de legea 10, cea care verifică tehnic din punct de vedere dacă terenul solicitat la concesiune a fost sau nu revendicat la legea 10. Și noi asta avem, sau cel puțin eu, ca să pot da un aviz de legalitate, trebuie să am de la acea comisie o hârtie care să spună terenul solicitat la concesiune de la Bulevardul Voitus Republicii, numărul Extibir, nu face obiectul solicitărilor la legea 10. Înțeleg. Într-adevăr, domnul Chiriacș a manifestat disponibilitatea, dar dumnealui este președinte și este comisia de soluționare a notificărilor, nu comisia tehnică. Potrivit atribuțiilor comisiei, nu este abilitat să iau astfel de decizii. Sigur, și-a oferit disponibilitatea în sensul de a debloca situația. Și am o întrebare, că 6 luni de zile de acum cum stăm după un... Câte dosare a analizat Comisia Tehnică? Sau dacă avem vreun răspuns pentru vreunul dintre dosare? Că ce sunt atâtea cereri formulate. Nu știu să vă spun, nu are niciun răspuns. Nici eu nu am niciun răspuns. Aici președinte este domnul Costel Obrinteschi, poate la Comisia se limita. Eu apelez la domnul primar acum cu ședință de Consiliu și care îl rog frumos să încercăm să facem un pic de presiune pe treaba asta, pentru că e o chestiune care ne privește cum să zic, pe toți, pentru că e vorba de antreprenori răneșteni și, cum să zic, nu e normal să-i lăsăm să aștepte atât. Din câte am înțeles eu, că și eu am avut nenumărate discuții cu domnul Brinteschi, este destul de greu, trebuie suprapuse mai multe hărți. Harta de la 1950-60, când a fost expropriat, cu harta actuală. O suprapunere pe terenuri pe care există construcții noi. De exemplu, Oneștiul știm că nu e nici pe departe ceea ce a fost comuna Onești în anii 1960. Aici se pare că nu este chiar simplu. Asta am înțeles eu din punct de vedere tehnic. Adică e destul de dificil să fac lucrul ăsta și probabil comisia și-a asumat destul de greu. Adică... Dacă mai avem discuții. Nu? Ok, deci doar lucrările de astăzi sunt